Băieți, hai să băieți, am și eu o întrebare. Voi ce aveți impresia? Că noi nu avem nimic aici în cap și așteptați ca Alexandra să vină să ne dicteze. Spuneați voi că ea vrea să fie șefa noastră? Băi, n-am zis că o să fie șefa voastră. Că-și dorește. Asta vrea ea. Nu, hai să vă explic. Dar până vrea cineva să mă conducă, mai am și eu puțin creier. Hai să vă spun eu la ce m-am referit eu în acel material. În acel material m-am referit strict la momentele din gală, să vorbim despre favoriți și despre cei eliminați, să votăm toate cam aceleași persoane. De ce? Ca să nu fie voturi nule de aia. De ce? Aia. Pentru că același lucru face și ce voi. Noi? Alexandra, știi ce înseamnă vot nule? Dar de ce voi puteți și noi n-am putea? De ce vii tu după două luni? Dar n-a fost, a fost dinainte de gala trecută. Printr-o frază scurtă. Alexandra a încercat doar să puncteze faptul, să îi aducă la cunoștința Andradei că noi băieții am vrut să o eliminăm. Și că nu e așa cum zicem. Și că ar trebui mai degrabă să ne unim toate, să fim împotriva lor, că oricum... Strict în gală. Te vor arde. Ceva de genul. Strict în gală. Da, doamna Cristina. Nicos, mi se pare normal atât timp cât este o competiție ca fetele să se protejeze de strategii. Andra, trebuie să simți când ai... Alexandra nu... Ea a făcut chestia asta pentru a ne apăra pe noi pe viață. Să dăm noi să adată voi înainte să dați voi noi. Alexandra, nu știu de strategiile noastre backstreet. Am vorbit degeaba. Hai că vă repet eu ce a zis Mariana. Eu am făcut lucrurile astea pentru a le proteja pe ele, ca să nu dai dați voi primii în ei, în ele. Păi dădeam numai în tine și în Adriana, oricum. Unde? Ba, eliminat. Nu, ei au spus, Alexandra, că eu cu Alexandra nu vă mai vin această idee. O avem pe Andreea, nu mai e. Stați liniștite că din momentul în care eu sau Alexandra vom pleca de aici, ei vor da voi. Normal. Și am zis, de ce să dați voi când pot, de ce să dea ei când puteți să dați voi? Alexandra, dar... Eu nu am vrut să iau controlul, Alexandra, eu nu am vrut să le controlez să vorbesc pe fete, eu nu Alexandra, am vrut să fac absolut ai dat nimic un sfat, voi, ai dat un sfat care la un moment dat va fi inevitabil. Da, ca ele să dea noi și noi să dăm în ele. Dar garantez eu că cu siguranță în momentul când o să dăm într-una dintre fetele noastre, o să le anunțăm, ca să știi. Da. Până atunci, de ce spuneai că votați pe Andreea? Ei, nu! Îi distrugeam gândirea și strategia Alexandrei. Adică, pentru că asta se face, probabil. Stai mă, că tu n-ai înțeles. Andreea, să liniști că... Stai, Andreea, Andreea! Andreea, că azi plouă și mâine. Andreea! De ce? De ce spui asta despre ea? Dacă nu știe despre ce e vorba, nici măcar nu înțeleg ce vreau să zic. Andreea! În felul următor, lasă-mă. Alexandra a zis că vom vota fetele. Și a zis că la un moment dat nu o să putem vota între ele două. Bun, avem o fată nouă. Andreea, este o chestie, mă ascultă Andreea, este o chestie instinctivă. De ce? Și... E normal ca cei vechi niciodată să nu voteze. Și tu ai vota-o pe Andreea, dacă ar fi cazul? Poftim? Și tu ai vota-o pe Andreea? Vreau să, eu nu vreau să spun ceea ce mi-am propus. O să vom vedea toți în camera votului. Dar nu este normal, doar pentru că vă erați prieteni. Există o șansă, că trebuie să mă votați. Păi Andreea, să le explic nu te votăm dacă te-am votat, dacă te-am votat, nu te votăm pentru că dacă te-am votat, te-am Alexandru. Votat pe baza evoluției pe care tu ai avut-o în această săptămână. Da. Zi, Alexandru. Nu e o evoluție Alexandra, când a venit Andreea în casă, a zis că ea nu poate să fie prietenă cu o prietenă de-a lui Nikos. Așa de a zis așa. A zis că dacă Andreea este prietenă cu Nicos, da. Foarte apropiată, da. Va fi cea mai mare dușman ca ei. Așa, dar bine, mai bine. Am zis că sunt bine, obiectivă, mai pentru bine. Că nu... Și acum văd că îi sugerează lui Andreea să stea liniștită, că și așa Adriana a fost votată de câteva ori, dar nu a plecat acasă. Așa. În primul rând, i-am spus am o întrebare și dacă răspunsul este că Adriana o iubește pe Adriana. Zi bomba, zi bomba direct. Andreea, noi doi suntem prieteni? Suntem cunoștințe, amici. Ok, bun, atunci la nebun. Da, suntem prieteni. Nu știu ce cunoștințe mai ai tu de... Ai apelat la tatăl meu că... Nu am... ...de tine pe stradă. Că ce? Nu știu, așa, ca și cunoștințe. Că s-a luat cineva de mine pe stradă? Da, la cărmine. Nu, cred că ai înțeles greșit, e vorba de altceva. N-ai înțeles. Eu am fost, am locuit în Berceni o perioadă și stăteam într-un loc. Mă las să termin. Dacă ea zice că suntem doar cunoștințe, înseamnă că eu... N-ați zis că o să termin. Familia mea apără, îmi apără toate cunoștințe. Ia, ia, stai să vedem ce spuneți. Nicos, am zis că suntem prieteni. Ne-a ajuns cu al patrulea. Zi, Andreea. Am zis că mi-ești drag și te consider un prieten, ok? Acum, păi te-am întrebat foarte clar.
ce suntem? Amici, cunoștințe, prieteni? Și tu ai spus, suntem prieteni. Nu am mai vorbit de o lungă perioadă de timp, dar eu tot te consider prieten. Nu am mai vorbit pentru că nu ți-am răspuns. Te-ai sucit cu... De ce nu ai mai răspuns? Te-ai sucit în prima zi cu mine. La fel, la fel. Îmi prea mult timp și energia această competiție. Nu prea am avut... De ce se întâmplă? Pe bune. Andreea, ia, povestește-mi despre ce e vorba aia. Apelat la ajutorul tatălui. Nu, nu am apelat eu la ajutorul tatălui lui. Cred că a înțeles el greșit, probabil. Eu o perioadă am locuit în Berceni, o lună și ceva. Stăteam într-un bloc unde erau persoane, nu știu să-i spun. Așa, mă rog, și? Și m-am întâlnit, coincidența a fost să locuiesc în același, aproape de locul unde locuia tatălui, așa. Unde locuiește. Și m-am întâlnit cu el pe stradă și mi-a spus, tu ești Andreea. Și am zis că da, eu sunt. Dacă ai vreo problemă, să-mi spui, să vii la mine să-mi spui. Am zis ok, mulțumesc pentru că vrei să mă ajutat și atât. Nu i-am zis eu niciodată. A, bună Andreea, dacă ai probleme, sună. Așa mi-a spus că dacă am vreo problemă... tatălui meu că a avut niște probleme. Într-adevăr, este o zonă puțin cam rofamată pe acolo. Mulți huligani. Dar nu am apelat eu la el. A făcut ea o chestie pe care nu vreau să o spun și să o spun ea dacă va avea vreodată. Și a avut o problemă cu niște... Nu am avut nicio problemă, Nicos, de ce minți? Ce chestie ai făcut, Andrei? Nu am făcut nimic, minte. Ai făcut prostioare? În fine, nu trece peste chestia asta. Lăsați-o, tatăl tău mi-a spus că mi s-a făcut un gest foarte frumos. De ce acum insiști pe subiectul acesta? Nu înțeleg de ce minți. Hai, nu vorbesc de nimic. Eu am întrebat-o clar. Suntem cunoștințe sau prieteni? Ei, prieteni la nevoie, n-ai înțeles? Nu prieteni la nevoie. Pe ce vrea asta, Mariana? Cu beneficii. Dar nu te vorba odată ce nu are care să fie situația din primire și nu ce te bagi. Mariana, uite, noi doi poți spune că suntem prieteni. Cu toate că m-am enervat. Și tu m-ai enervat pe mine. Alexandra, acum are dreptate să mintă. Să mintă și să bage ei. Ce mi-a spus Alexandra? Mult prau și fără rău. Alexandra, scuze-mă că sunt. Alexandra, nu cred că tatăl meu este imatur încât să se trezească el așa hodoronc-tronc să îmi ajute cunoștințele. Așa a fost. Întreabă-l pe tatăl tău. Nu mai vorbi dacă nu știi exact. Andreea, poți să spui. Nicos. Sunt niște lucruri pe care nu vreau să le spun la televizor. Asta e că n-a spus nimic nici a făcut. Asta. Andreea, dacă a făcut ceva în afara acestei competiții, nu dar nu mă interesează ce a făcut. Că tu așa vreau să spun ceva sau nu? Ceva. Da, 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 John. Îmi pare rău, Alexandra. Trebuie să te bag în subiect chiar. Ia. Ea dacă are o dușmănie pe Nicos, nu înțeleg de ce s-a băgat acum. Pentru că este cuvântul lui. Lasă-te rog. Păi mi-a răspuns, pentru că mă consideră o cunoștință, dar asta am și întrebat. Nu e vorba despre asta. Păi ba da, dar lasă-mă să vorbesc. Mă lasă să vorbesc, după aia vorbești și tu. Mă refer strict ce a spus Alexandra, că Nicos știe doar să mintă. Nu spun nici că minte, nu spun nici că nu minte. Doar că este cuvântul lui împotriva cuvântului ei și cuvântul ei împotriva cuvântului lui. Numai ei doi știu ce s-a întâmplat afară. Adevărat. Niciunul dintre noi n-a venit să spună... Lasă-mă să las termin. Tatălui și... Niciunul dintre noi n-a venit să spună că minte el sau că minte ea. Am tăcut din gură pentru că nu știm. Este foarte adevărat ceea ce spui tu în momentul de față, dar eu, Andrei, i-am spus, Andreea, vezi cum te comporți cu Nicos, că la un moment dat o să vină să te atace și pe tine, cum a făcut cu Mona, cum a făcut cu mine și cu multe alte persoane. Paul și nu mai dau exemple. Alexandra, tu nu știi subiect de ce te bagi. Nu, eu pur și simplu am întrebat-o. Vezi că am avut dreptate când ți-am zis, nu am. De ce l-ai făcut? Ok, îl faci mincinos în alte circunstanțe. De ce l-ai făcut acum pe subiect? Știi despre ce e vorba? Este un mincinos în ochii mei. Este un mincinos, un sifon. Alexandra, este în ochii tăi, te întreb în subiectul ăsta. Ce am avut dreptate când am spus Andrei lucrurile pe care le-am spus? Eu te înțeleg pe tine când susții că e un mincinos. Este părerea ta, a ta. Dar în subiectul ăsta tu n-ai nicio treabă, n-ai bine să știi. Că vreau și că pot de-aia, mă. Că te bază pe material, atunci... Alexandra, n-a acuzat-o de nimic. Nu ai o explicație, spune-o. George, nu a acuzat-o de nimic. Da, tocmai ce i-a spus că a făcut nu știu ce. Ce a spus? Și din cauza asta a avut nevoie de apărarea lui. Cristian, așează. Dar nu vedeți că soa Cristina aberează? George a zis că nu știu ce felul următor. Două secunde, te-ai îmbălat prea rușul. Nicos, poate nu te-ai informat. Două secunde, este-te. Ia atentă când vorbesc. George a spus în felul următor. Alexandra, cum ai putut să te apropii de o prietenă de-a lui Nicos? Că tu ai spus că nu vei face treaba asta. Și eu m-am ridicat în picioare și te-am întrebat. Ce sunt eu pentru tine, Andreea? O cunoștință. N-am și aici am răspuns la două capete. Prima dată lui George s-a apropiat pentru că nu este prietenă, suntem cunoștințe.
Și doi la mână mi-am pus eu o întrebare, de când și până când tatăl meu sare așa hodorom tron să-mi ajute cunoștințele. Asta a fost tot. Am pus o întrebare. Nu am acuzat, nu am spus că a făcut nimic acasă și nici nu voi face vreodată treaba asta. Da, Andreea, tu ai zis, ai lăsat de înțeles că eu aș fi făcut ceva acolo de a sări tatăl tău. Eu am probleme în locul unde ai stat și genul și care ți-a nevoia ca Mariana, Mariana, este un cămin. În cămin, într-o zonă foarte rău famată. Cred că toată lumea din București știe că zona aia Berceni e foarte nașpa. Foarte mult, foarte mulți beții, foarte multe chestii de genul. Andrada mie în culise mi-a zis că o să-mi spună că sunt falsă. Acum poți să minți în halul ăsta, mai fetiță? Cum poți să minți în halul ăsta? Doamne, mai că mă ia ce trebuie să mă lăsați să vorbesc! Băi, Alexandra, dacă vrei, începe un război cu tine. Las că dacă Alexandra vrea război, dai eu război lui Alexandra. Nu mai vreau să stau aici, refuz. Nu mai pot! Ce zice? Ce zice și interpretează? Nu mai pot! De când ai intrat, a stat cu ochii doar pe aia. Nu, e adevărat. Dacă tu vrei să o cunoști pe Andreea cu adevărat, cunoaște-o, dar să nu-ți bagi acela. Zi, Alexandra. Doamna Cristina, eu nu am afirmat niciodată faptul că eu nu o să mă împrietenesc cu o prietenă de-a lui Nicos. Eu am zis că în cazul în care fata care va intra în casă este prietenă cu Nicos, automat Nicos o va întoarce împotriva mea. Deci asta înseamnă că va fi dușmanca mea. Eu n-am zis că nu voi putea să mă apropii de ea. Sau n-aș putea vorbi cu ea. Deci este o mare diferență. Cum adică? Ți se pare? De foarte multe ori în această săptămână eu vorbeam cu Andreea și Alexandra vorbeam cu eu. Parcă era în această săptămână. Îi puneai o întrebare Andreea, iar eu te așteptam ca tu să-mi răspunzi. Am răspuns și eu ce ți se pare. Nu, nu ne plac, Andreea, două voci. Ne-a ajuns una. Nu e vorba, dușa, Cristina. Două voci nu ne plac. Această ipoteză din partea Alexandrei, că eu de fiecare dată voi încerca să întorc pe cineva sau în mod special vreun prieten de-al meu sau vreo prietenă împotriva ei, este falsă. Am dovada clară și prin mesaje. Andreea m-a căutat de două sau de trei ori de când este în emisiune și i-am vorbit de două ori. Așa e normal să vorbești cu un om, dar am evitat pe cât se poate de mult să discut orice subiect cu ea ca să nu o influențez. Nu mai vreau să trec prin ce am trecut cu Marinescu. Nu mai vreau să zic bună sau ce mai faci, să se înțeleagă că, mamă, ce a spus Nico sau ce a... Nico, te-am căutat Nicos la început pentru că am crezut că ești supărat pe mine când am venit în emisiune. Nu, de ce să fie? Știi de ce te-am căutat atunci? Nici eu nu aveam o conversație mai lungă cu tine. Nu, dar eu te simt acum. Ai o atitudine ca și când crezi că sunt eu supărat pe tine sau că-ți fac ceva. Eu nu-ți fac absolut nimic. Trebuie doar să fii atentă când discut. Nu mai am încredere în nimeni aici, Nico. Să înțelegi? Da, eu te cred. Tu îmi spui, tu pe ce drum vii tu acum? Eu s-ar putea să plec obosit. Pe ce drum ai venit tu acum în câteva zile? Eu s-ar putea să plec obosit. Înțelegi? Nu e ceva nou pentru mine. De asta ți-am și spus că vreau să tăiem aceste discuții, cel puțin cât suntem în emisiune, pentru că, din punctul meu de vedere, emisiunea asta este friend destroyer. Clar, clar. Crede-mă. Nicos. Eu încerc să fiu obiectivă în momentul de față. Nu mai avea senzația că te atau sau că am ceva cu tine. Dacă mi se pare că e vina ta, planul, fără să-ți dai seama involuntar. Eu mă bucur că te împrietenești cu Alexandra. Nu au cum să fie Alexandra două. Alexandra a fost sociabilă cu mine, la fel și sora ei s-a comportat uite, ele două, ascultă-mă. Ele două sunt surori. OK? Amândouă s-a supărat Mariana. Ele două sunt surori. Înțelegi? Adriana este aici din punct de vedere al popularității. Alexandra este aici. Acum că ai apărut și tu și ai o atitudine asemănătoare, nu aveți cum să fiți așa. O să coboare și ea. Nu mi se pare că avem o atitudine de tine o să-mi pară bine, pentru că te cunosc. Eu, unul personal, te-am considerat prietenă, nu cunoștință. Păi asta vreau să te întreb eu. Nicos aici, că nu am venit aici ca să... Da, da. Eu te consider în sufletul meu prietenă. Că nu facem noi chestii care ar putea, nu știu, afecta anumite fete sau băieți, este partea a doua. Pentru că am bun simț și respect față de toți concurenții. Dar am putea să ne aliem foarte rău, știi și tu, și să facem prostii.
Dar eu am un simț și nu fac, de aceea deci, și evit conversațiile cu tine. Să aveți mai multă experiență ca să faceți prostii împreună și noi până ne duce capul? Nu, dar pe bune, chiar am avut bun simț. Poate pe aia o duce capul, și am evitat orice discuție. Deci tu, după părerea ta, tu o știi pe Andreea prietenă, da? Lasă, că ne merge și ea, mă, ca fel. Asta înseamnă că o faci asta înseamnă că o fac și în viața reală, pentru că eu am avut câteva activități împreună cu Andreea. Aveau și ele o conversație, să continue, că am înțeles ceva. Ia, 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 ce conversație? Eu am spus că este o actriță. Atâta tot, ce am spus? Ea mi-a zis că sunt eu actriță, că fac asta pentru materiale. Da, pentru că ea, când nu se filmează, este foarte drăguță cu mine. E, chiar se comportă frumos cu mine. Mă comport bine cu toată lumea, și cu ea, și cu ea, și cu ea, dar dacă am ceva de spus, le spun în față. Păi și de ce nu mi-ai spus asta înainte să intrăm aici? Păi dacă ca să mai apar pe ecran puțin. Păi dacă se întâmplă acum, am trebuit și tu vorba asta! Andreea, dacă apare pe ecran. Andreea, părea și înainte. Andreea, păi azi îi faci materiale cu mine. Părerea mea e că ai ajuns de aici. Andreea, ți-a spus foarte frumoasă, azi îți chiar îmi place rochița. Și certa, eu nu înțeleg. Ia uite ce sare Alexandru pentru Andrada. Măi, Andreea, dar... Așa parte, crezi tu că Andrada luptă pentru... Dar ea mi-a spus-o. Andreea muzca pentru tine. Dar ești că apar ea mai mult decât tine. Andreea, nu e fapt, nu? Dar nu e fapt, nu e amuncit. Nu i-ai spus că... Vorbiți mai pe rând, că nu mă înțeleg. Deja, Cristina, în momentul în care Andrada a afirmat că... Dar de ce nu poți să vorbească ea și vorbească? Nu, Andrada! Dar vreau să poate aia! Dar lasă-vă să subiectul ei nuanță, bă, Alexandra! Vreau să port această... Alexandra! Alexandra! Poartă Andrada! Alexandra! Eu zic să lăsăm și pe Alexandra să... Băieți! Go, 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 Amelia, go! Trebuie să vorbești tu, nu ea, nu? Da, cum, da, cum. Ați auzit ce a spus Cristian, că a venit a treia soră. Și asta tot mută ca Adrian. Nu sunt mută. Cine e mută, mă? Bine că mai mult vreau să mă fac avocat. Cine e mută, Cristian? Vorbești și eu lucru. Da, comparativ cu Alexandra, da, ești mută. Din punctul meu. Tu crezi tu că sunt mai cunosc. Am un sfat pentru Andreea în calitate de reprezentant. Andreea, îmi permis să-ți dau o sugestie, nu sfat, iartă-mă. Te sfătuiesc să ai grijă, pentru că i-am cunoscut urmări și au o imaginație bogată și riși să cazi niște impostaze mai puțin plăcute. Fii atent, Andreea, ai făcut cea mai mare greșeală ta din această emisiune în momentul când ți s-a dat voie să vorbești. Lasă-mă, te rog frumos. În momentul când ți-a dat voie să vorbești, tu ai spus să vorbească și Alexandra. Da. Tu râzi, dar nu e râsul tău. Ideea e că nu știu dacă ar trebui să deschid acest subiect. Mai vorbește, George, un pic. O să ajungă la o ceartă, probabil, dar deși s-a întâmplat asta. Da, cred că nu are argumente. Așa e, preferam. Nu are argumente. Nu ai înțeles. Nu are argumente. Ascultați-mă. Nu ai argumente și e dat cu Andrada. Andrada mie în culise mi-a zis că o să-mi spună că sunt falsă. Și astea... Doamne, ferește, numai asta nu auzi. Dar cum poți să minți în halul ăsta, mai fetiță? Dar ce te-ai înțeles? Am un dialog cu Andreea, nici de cum cu Alexandra. Din nou ea să bagă peste mine. Vreau să-ți explic. Dar nu vreau să-ți explic, vreau să am un dialog cu Andreea. Vreau să am un dialog cu Andreea. Calmează-te și gândește-te. Dar nu fac nimic. Ascult că e bombardier. Dar tu nu o baga în seamă. Nu vezi că Alexandra face anume? Lasă că dacă Alexandra vrea război, dai eu război lui Alexandra. Mamă, ce război, dar să nu fac de rușine, n-are nimeni ce-a mea. Nu mai țipa. Vă promit eu, n-are nimeni ce-a mea.
că poți să comunici, poți să vorbești. Nimeni. Păi dacă țipă la mine, Alexandra... Nu discuție, că nu are nimeni. Dacă țipă la tine, Alexandra, te ridici și pleci. Am putea afară și calmezi, dar înțelege, nu-i bine ce faci. Dacă eu am dat un telefon și dau pe video, o murit. Eu dacă am știut ceva, frate, nu mi-am zis asta. Lasă-mi să-ți spun, domnule. Tu calmează-te, calmează-te, respiră, lasă și pe fata asta la altă să vorbească ce vrea. Mai râd în dea și te enervezi, apoi nu mai râd dea. Ai auzit, Alex, să nu cumva să aud acolo în jurături și chestii, că ea e femeie, tu ești bărbat. S-a băgat în regulă aia mai strică, frate. Da, nu știu. Nu știu, că asta, s-o, că asta nu se... Și tu la fel. Poți să vorbești cu ea, poți să îți dai, să spui tot ce vrei, dar nu să înjuri, nu. Hai, cam asta. Lăsi și mie o bomboană ceva. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.